Fulgeraș inspiră aer de circ, de Sabine Strohfert. După masă, când Fulgeraș era dus afară pe pășunea de la marginea satului, nu-i vine să creadă ce-i văd ochii. Pe locul de festivități, imediat lângă pășune, și-a ridicat cortul un mare circ. În sfârșit, viața satului va deveni mai veselă. Poneiul alb stă la gard și privește uimit ce se întâmplă acolo. În fața cortului, un bărbat jonglează priceput cu mingile sale. Altul cară un afiș enorm pe lângă Fulgeraș. Pe el sunt desenați un clown haios și un ponei alb ca zăpada, decorat cu pene roșii, care pășește mândru prin manej. Fulgeraș este pur și simplu uimit de circul care se instalează. Îi invidiază pe poneii de la circ. Trebuie să aibă o viață foarte palpitantă. Merg din oraș în oraș, au posibilitatea să vadă lumea, pe când sărmanul de el nu văzuse decât locul său de pășune. Călăritul cu copii este extrem de amuzant, însă să mergi mereu în trap peste câmpii și pajiște devine destul de plicticos la un moment dat. Pe când artiștii primesc mereu aplauze, Fulgeraș crede că și el poate să devină cal de circ. Fulgeraș se întinde în iarba încălzită de soare, închide ochii și începe să viseze. Își închipuie cum ar fi să galopeze mândru prin manej ca un ponei de circ. Coama proaspăt pieptănată-i flutură în vânt, iar clopoții de pe ham răsună hazliu când sare peste micile obstacole. Spectatorii îl aplaudă impresionat și jubilează. Azi e mare vedetă în manej. Dintr-o dată simte cum îl atinge ceva la cap. Fulgeraș deschide ochii mirat. Vede în fața lui un ponei necunoscut cu un mănunchi de iarbă în gură. Când vede că Fulgeraș este treaz, scapă mănunchiul din gură. Bună, eu sunt Fulgușor, spune prietenos. Eu sunt de la circ. Pe tine cum te cheamă? Eu sunt Fulgeraș, mormăie Fulgeraș încă buimăcit de somn și se ridică. Ha-ha, ce hazliu! Poneiul de la circ râde amuzat. Nu numai că arătăm la fel, mai și purtăm aproape aceleași nume. Fulgeraș observă mai de aproape pe celălalt ponei. Îi seamănă aproape leit. Chiar și mica steluță de pe frunte este la fel. Și tu cum ai ajuns pe pajiștea mea? Întreabă. Simplu, prin gaura aceea din gard. Poneiul de circ face semn cu capul spre doi stâlpi groși în colțul pajiștei care stau lipiți unul de celălalt. Încearcă și tu, doar este foarte simplu. Fulgeraș se miră, nici nu s-a gândit la așa ceva. Într-adevăr, între cei doi stâlpi este o gaură îngustă prin care se poate strecura și îndată este pe partea cealaltă în piața festivă. Între timp, Fulgușor o ia la galop peste pajiște. Ce frumos este aici la tine, exclamă el impresionat, atâta loc de ieșire și de joacă. A, nu-i nimic deosebit. Fulgeraș privește dornic spre cortul circului. În schimb, tu poți să ieși în manej în fiecare seară la circ. Fulgușor se oprește și se uită la Fulgeraș gânditor. Știi ceva? Exclamă el. Am o idee. În seara asta, pur și simplu, ieși tu în locul meu în manej împreună cu clovnul Albert. Eu te aștept pe pajiștea ta. Sigur că nu o să-și dea nimeni seama. Apoi schimbăm iar rolurile. Fulgeraș este extrem de încântat. Ce idee genială! Acum mai trebuie doar să-mi spui ce am de făcut. Păi, este foarte simplu, spune Fulgușor zâmbind. Doar trebuie să mergi încet în cerc. Asta-i totul. Fulgeraș așteptă cu nerăbdare până să vină seara. Albert îi pune în sfârșit cureaua la gât și îl duce la un vagon de locuit unde îl împodobește frumos. Fulgeraș este mândru de blana care lucește, de penele roșii și de hamul frumos împodobit. Când Albert îl conduce la intrarea cortului, este atât de emoționat încât îi este greu să stea pe loc. Din cort se aude muzica puternică. Spectacolul a început. Apoi este rândul lui Fulgeraș. Sună trompetele și cortina roșie se ridică. Albert intră în manej, însă Fulgeraș se oprește mirat la intrare. Manejul și spectatorii sunt iluminați cu lumini multicolore, exact așa cum și-a imaginat și el mereu circul. Apoi se uită la Albert.
Clovnul fluieră încet și îi face deja semn cu mâna, nerăbdător. A, da, este rândul meu!" îi trece prin cap lui Fulgeraș, apoi o ia la fugă. În manej se ridică un vârtej de rumeguș sub copitele sale. Aleargă mult prea repede de emoție. Păi, nu-i de mirare, doar este primul său spectacol. Albert râde și încearcă să-l prindă, dar se împiedică de pantofii mult prea mari și cade într-un mic bazin de bălăcit în care plutesc niște baloane. Spectatorii râd și aplaudă. Este aproape ca în visul lui Fulgeraș. Numai Albert este supărat. Se ridică udlioarcă și se pune în cale cu brațele larg deschise. Fulgeraș schimbă brusc direcția și sare maiestos peste bazinul de bălăcit. Se sparg câteva baloane. Spectatorii urlă de entuziasm. Însă Fulgeraș se sperie îngrozitor de tare. Despre asta Fulgușor nu mi-a spus nimic, se gândește speriat și iese din manej alergând prin cortina roșie. Spectatorii urlă, bis, bis, însă Fulgeraș aleargă fără oprire spre Fulgușor. Între timp, micul ponei de circ a venit spre locul festiv și îl aștepta deja. Ei, sigur că spectacolul a fost nemaipomenit, nu-i așa? Spune zâmbind și scoate un balon spart din coama lui Fulgeraș. Abia acum realizează Fulgeraș cum arată. Toată blana sa este plină de rumeguș. Penele de pe cap au dispărut, iar hamul îi atârnă desprins pe spate. Cu ajutorul lui Fulgușor își scoate costumația și apoi aleargă ușurat spre pășunea sa. Niciodată Fulgeraș nu a fost mai bucuros ca acum să ajungă acasă. Își propune ca de azi încolo, pentru el, circul nu va mai exista decât în vise. Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul Este Posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!